Salut! Astăzi facem un videoclip destul de serios. Vom urmări mai mult timp sau dacă ați văzut videoclipul ăsta de vara trecută, știți că am avut o problemă cu YouTube care mi-a închis canalul pentru cam două zile și am avut niște probleme groaznice și a trebuit să trimit niște mail-uri și până la urmă totul a fost bine. Ceea ce înseamnă că am mai avut probleme de genul ăsta cu YouTube. Well, de ceva timp puteți observa și voi faptul că eu nu mai am comentarii la videoclip. Mulți m-ați întrebat de ce și acum o să vă explic. Am comentarii pe YouTube din cauza articolului 13 pe care puteți să-l găsiți pe YouTube sau vă las aici articolul, o parte din el cel puțin, cea care mă interesează și anume, aparent, articolul 13 este menit să ne ajute pe noi creatorii de conținut. Pentru că la mine în videoclipuri apare sora mea și fratele meu, dacă nu știați, am o soră care are 8 ani și un frate care are 1 an. Ei au apărut în videoclipurile mele și pentru a-i proteja pe ei și pe mine ca și creator de conținut, YouTube s-a decis prin articolul 13 să îmi scoată comentariile, să mi le dezactiveze mai exact. De ce au făcut ei chestia asta? De ce cred ei că ne ajută? Ei bine, în cazul în care nu știați, protejează pe ei de cyberbullying, da? Pentru că clar fratele meu de 1 an știe să citească comentarii. Și sora mea de 8 ani, clar, are o bucurie nemaipomenită de asta și a citit comentarii. Sau îi protejează de oamenii de pe internet, cum ar fi pedofilii pe românește, ok? Persoanele de genul ăsta, într-adevăr, de obicei te racolează prin comentarii. Te bag în mașină și așa, prin comentarii. Așa lucrează, în cazul în care nu știați și YouTube s-a gândit să ne ajute prin chestia asta. Și ca să spui o treabă, nici măcar nu s-au gândit măcar să îmi dezactiveze ca să mă ajute, desigur, cu chestia asta. Comentariile doar la videoclipurile în care apar ei, pentru că am o grămadă de videoclipuri pe canalul ăsta în care nu apar și ei. Evident că mă deranjează. De ce? Pentru că eu prin comentarii țin o legătură cu abonanții mei și de asta v-am spus tuturor să veniți și să-mi dați mesaj pe contul meu de Instagram și să vorbim acolo, pentru că nu mai puteam să țin legătura cu voi aici și să vă arăt că și eu vă apreciez pe voi așa cum și voi o faceți, dându-vă inimioare sau răspunzându-vă la comentarii. Așa că am mutat toată chestia asta pe Instagram și am zis bine, ok, s-a întâmplat ce s-a întâmplat de vara trecută, e în regulă YouTube. Stai chill, nu m-am supărat pe tine. S-a întâmplat chestia cu comentariile, am zis, aia e, ne mutăm pe Instagram. Dar de data asta s-a întâmplat ceva care, nu știu, pe mine mă afectează. Am primit un mail aseară. Nu știu cât de bine cunoașteți engleză. Am aici mail-ul pe care mi l-au trimis mie cei de la YouTube. Ei bine, aparent, oamenii aceștia minunați s-au gândit să mai facă încă ceva la YouTube care să ne ajute pe noi creatori de conținut. În cazul în care vă gândiți ce este, e bine s-au gândit ca Verified Badge-ul, adică, practic, pe Instagram știți este o bifă albastră care apare lângă numele tău când ești verificat, practic este contul oficial, este persoana respectivă, un creator de conținut cunoscut. E bine, așa este și pe YouTube, dacă vă uitați, persoanele care sunt creatoare de conținut, care au peste 100.000 de abonați, primesc acea bifă și așa poți vedea că este contul original și că este persoana care a ajuns la peste 100.000 de abonați, e oarecum ești verificat, dar apari acolo. Și pentru creatorii de conținut ca mine sau ca oricine de pe platforma asta care au trecut de suma asta, înseamnă mult, înseamnă că ai muncit, înseamnă că ai ajuns, înseamnă că ai ajuns ca YouTube să se uite pe canalul tău și să spună, da frate, tu ești, ai muncit, iau de aici. Asta și primul pe care l-am de la YouTube undeva pe aici prin spate. Dar bifa aia chiar e importantă pentru că lumea poate să vadă că tu ești ăla, nu? Te verifică. Practic asta e cam ce face YouTube ca să-mi răsplătească mie munca la un anumit punct, da? Mi-au dat o bifă. Și acum s-au gândit că ar fi mai bine să schimbe această regulă, să nu mai dea bifa la 100.000 de abonați. Și zic, ok, nu mai am 100.000 de abonați, am mult mai mult de atât, am 300.000 și ceva, tind spre 400.000, da? Dar fiți atenți pentru ce se va primi acum bifa. Practic, eu nu o să mai am bifa de acum. Vă pun aici pe ecran ca să puteți să citiți și voi, da? Ok. Și mi-a zis că, hey there, bine, o să traduc pe scurt, da? Mi-au scris ca să îmi spună și mie că au updatat criteriul pentru care canalele o să primească acest verific. Și îmi zic că, din păcate, cu această schimbare mirobolantă pe care ei au făcut-o pentru că s-au gândit că o să facă platforma asta mai minunată decât este deja, eu nu o să mai am această bifă. Realize this might be disappointing. Oh, really? I mean, just think about it. Frate, tu îmi zici mie că mi-e bifa aia care îmi arată de fapt cât de mult am muncit eu și realizăm că este dezamăgitor. Hai, jură-te, frate, cum ți-ai dat seama, bă?
Cum ai realizat asta? Bă, chiar mă gândesc așa. Ce om genial ești că ai realizat asta. Să-ți dea Domnul sănătate. Cred că această adaptare la acest criteriu o să facă ca să ajute toți creatorii de conținut de pe YouTube. Bă, sunt convinsă. Deci, nu știu cum nu am gândit la asta până acum. Genii, de acum canalele vor fi verificate doar în cazul în care vor avea o audiență și o comunitate foarte, foarte mare pe YouTube, care sunt foarte, foarte recomandați pe YouTube, dar și în afara YouTube-ului. Canalele care au un nume care poate fi confundat cu numele altor canale. Practic, dacă mai e cineva care are numele asemănător cu al tău, ei o să aibă grijă să te verifice pe tine doar dacă ai o comunitate foarte mare și ai foarte multe vizualizări și ești extrem de recomandat pe YouTube și în afara YouTube-ului. Întrebarea mea este, cum fac eu asta în cazul în care eu nu postez, da? Eu sunt un om, sunt o persoană și am și viață în afară de YouTube. Într-adevăr, este o parte foarte frumoasă din viața mea, dar am și viață în afară de YouTube. Și voi aveți viață în afară de momentele în care intrați și vă uitați pe YouTube. Și lucrul ăsta este total normal. Ideea este că sunt perioade în care sunt mai mulți oameni care se uită la videoclipuri și mai puțini. Și logică n-o să poți să fii mereu extrem de recomandat pe YouTube. Așa că revin și întreb, ce se va întâmpla în perioadele alea în care copiii n-o să se uite foarte mult? Spre exemplu, acum este septembrie, logic, toți se întorc la școală și eu m-am întors la școală și logică n-am mai postat. Ce se va întâmpla atunci când n-o să mai fie atât de multe lume pe YouTube? Pentru că sunt perioade și perioade. O să îmi scoți bifaș, o să-mi pui la loc și o să mă scoți și o să mă pui la loc de fiecare dată când o să încep să fiu recomandată, mai mult, mai puțin? E ceva ciudat acolo. Pe lângă faptul că eu sunt un influencer, ca să spunem așa, extrem de responsabil și am vrut să vă las să vă concentrați pe școală și am zis să nu postez, că să vă las să vă concentrați și să mă concentrez și să vă dau un exemplu bun. Eu sunt și acum ăștia bag așa ca să facă pe mine să fiu nașpa și să vă țin pe voi de la învățat. Eu care vreau să vă văd de bine. Na, acum nu mai pot să vă văd de bine. Uite, frate, ce face YouTube. Eu încercam să fiu un exemplu, să daleși. În loc să mă răsplătească, că n-a copii. Ce să fac eu? Aparent, ideea lor, ceea ce vor ei să facă, este să nu mai existe canale care se dau drept altcineva, lucru care, din punctul meu de vedere, nu se prea întâmplă pe YouTube, da? Adică chestia asta se întâmplă mai mult pe Insta, știți? Când e cineva care te copiază și vrea să-ți ia, și-ți ia pozele și nu se dă drept tine. Adică, nu știu de ce simt... Nu știu de ce simte YouTube nevoia să facă treaba asta, pentru că nu se întâmplă așa de des. Mai spun că mai fac asta și că să ajute persoanele care să se uite să își dea seama care este contul oficial sau celebritatea sau brandul pe care îl reprezintă. I mean, în cazul în care eu n-o să mai fiu atât de activă și recomandată și o să-mi scoată bifa și asta o să fac acum, înseamnă că dintr-o dată eu nu mai sunt oficială Ana Boierescu. De fapt, Ana Boierescu o să fie alta Ana Boierescu oficială și o să fiu un fals. O să fiu fake. Pentru că nu mai postez, pentru că nu mai sunt la recomandate, mă, nebunilor. Uite că nu știam, dar acum sunt fake și n-am ce să fac. Îmi iau bifa ăștia, gata. Eu sunt sarcastică și fac haz de necaz, dar înțelegeți că nu e ok. Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă e total absurd și nu ajută cu nimic. Și evident că sunt supărată. Și evident că asta nu se mă afecteze doar pe mine, ci pe mulți alți youtuberi, mulți alți creatori de conținut care sunt în situația mea. Nasol. E nasol să știi că ai muncit atât și apoi vine o regulă, o lege, o schimbare de genul ăsta de la X, de nu știu unde, și să știi că tu nu poți să schimbi chestia asta. Nu poți să schimbi chestia asta. Eu pot să țip, pot să fac videoclipul ăsta și asta și fac acum. Și o să se uite șeful YouTube-ului din America, da? Și o să stea el acolo, o să bage ceva traducere aici ca să înțeleagă ce spun, probabil. Și o să fie... Ia uite, și păratata asta de acolo, din... De unde comentează ea? Din România, bă? Ia uite, mă, nebunea mea, verify pe YouTube. Ia uite, frate! Bă, tu nu te pui cu ăștia ai mei de postează zilnic, da? De-mi fac mie trafic, de-mi fac de-alea. Mă, nebunul!
eu o să continui să postez pe YouTube. Atunci când pot, atunci când simt, atunci când am o idee bună, pentru că nu o să stau să postez 5.000 de videoclipuri doar așa, ca să-mi dea mie YouTube bifă. Și eu știu că voi mă apreciați și vă simțeți alături de mine cu sau fără bifa aia, da? Normal că vreau înapoi, dar asta e. Suntem puternici și trecem și peste chestia asta, chiar dacă nu-i deloc dreaptă și... În secunda asta americanii râd de mine. Și am fost atât de supărată tot videoclipul ăsta, încât am uitat să spun câte zile mai sunt până la Crăciun. Frate, ce mi-ați făcut! Mai sunt 96 de zile până la Crăciun, abia aștept Crăciunul. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dacă vreți să-mi spuneți o părere legată de articolul ăsta, dacă vreți să facem ceva cu asta, nu știu, poate nu putem, poate videoclipul ăsta e degeaba. Dar doar am vrut să vă spun, în cazul în care o să vină întrebări despre asta și alte întrebări despre comentarii și... Dați-mi follow pe Instagram și dați-mi mesaj să vorbim despre chestii nedrepte, de nefacă și de la... Hai să ne plângem de milă împreună. Ai. Mulțumesc că v-ați uitat și că sunteți alături de mine. Dacă v-a plăcut, puteți ca de obicei să dați un like, un share ca să afle cât mai multă lume despre problema asta care chiar e super aiurea. Și să vă abonați! Pentru că poate dacă dați share, like și vă abonați, o să am și eu bifă, pentru că o să fiu și eu relevantă și să vadă că sunt oficială și nu fake Ana Boierescu, pentru că eu sunt o altă persoană, știi, cu fața Anei Boierescu, pentru că, da. Sau, pe data viitoare, n-am energia suficientă să...